Tu mă itag, nenea, îmi dai și mie un tu mă itag, eu dau 2 lei. Tămâi tag? Hai să o vedem și pe asta. Tămâi tag? M-au auzit eu bine? Și mai ales, tu postezi? Nu credeam treaba asta, că o să mai revii curând. Salut, prieteni, ce faceți? Am revenit. În sfârșit am revenit după o mică pauză. Deși am spus că o să mă țin de treabă, nu am reușit treaba asta, dar de acum înainte, promit, promit, chiar o să mă țin de treabă. Și să văd că sunteți alături de mine. Mânța sus ridicată mă motivează să continui. Mă face fericit. Simt că munca mea este chiar apreciată. Nu uitați să dați și un share, să vadă și prietenii voștri, să facem o comunitate cât mai mare. Și gata cu atâta vorbă, haideți să ne apucăm de treabă. Când este ziua ta de naștere? 28 februarie 1999. Ce porți chiar acum? Un tricou vișiniu. Ai fost îndrăgostit? Da, de 2 ori. Fac pariu că și voi ați fost îndrăgostit. Aștept niște povești foarte interesante de la voi în comentarii. Ai avut parte de o desparție teribilă? Nu. Cât de înalt ești? Am 1,85. Câte kilograme ai? 75 înainte de Crăciun și acum cred că 80. Nu mai pot spune, trebuie să ne apucăm de sport. Serios că se vede pătrățel, nu că n-ar fi bine, dar nici rău. Ai tatuaje? Nu, dar chiar aș vrea să fac unul. Care este emisiunea serialului tău preferat? Nu am o emisiune preferată, serialul meu preferat este The Walking Dead. Care este artistul, trupa ta preferată? Un artist preferat nu am și trupa Shatra Benz. Care este melodia ta preferată? Frapane. Câți ani ai? 18 ani aproape. Ce zodie ești? Zodia Pești. Ce calitate trebuie să aibă partenerul? Băi, să avem aceleași hobby-uri încât să nu putem să ne plictisim niciodată. Ce culoare îți place? Nu am o culoare preferată. Preferi muzica tare sau încet? Potrivit. Unde te retragi când ești supărat? Păi, îmi place un loc liniștit, unde nu este zgomot, încât să pot să-mi așez eu gândurile mele. Cât timp îți ia să faci duș? 5 minute maxim. Cât timp îți ia să te pregătești dimineața? Păi mă trezesc la 5 jumătate, la ora 8 fără un sfert intru la școală și la 12:45 scap de la ore. Ce te-ai apucat de YouTube? Păi majoritatea timpului stau pe calculator, în special YouTube-ul. Televizorul foarte rar îl folosesc, tot timpul seara să zic. Așa? Și cam atât. De ce te-ai apucat de YouTube? Păi majoritatea timpului stau pe calculator, în special pe YouTube. Și am văzut la multă lume, îmi place ceea ce fac și vreau să mă țin de treabă. Ce ar trebui să semnifice numele tău de pe YouTube? Chiar numele meu. Nu m-am gândit la nu știu ce nume complicat. Numele meu este cel mai simplu. Care este mâncarea ta preferată? Ciorba de perișoare, mai tot. Ce loc vrei să vizitezi? Clujul, n-am fost niciodată, deși trebuia să ajung la facultate acolo, dar s-a mai schimbat planul de mediu. Dar ce știi să cânti? Băi, nu știu să cânt la un instrument anume, deși când era mai mic îmi doream să cânt la chitară. Care este ultimul sport pe care l-ai practicat? Fotbalul. Facebook sau Twitter? Facebook, deoarece Twitter-ul mai este folosit în general de străini, să zicem mai pe scurt. E singur la părinți? Nu, mai am o sora de 15 ani. Ce alegi între aur și argint? Aurul este mai prețios. Ce ți-ai propus să realizezi în acest an? Păi, în primul rând, să-mi iau permisul, pentru că este cel mai aproape, bacul și să intru la facultate. Sper că ți-a plăcut. Nu uita să dai și un share, un like, să vadă și prietenii voștri și până data viitoare, bye bye! The name of the game when they play with us.